Astăzi vorbim despre un subiect foarte interesant, ce grad avea Nicolae Ceaușescu în armată. În 1950, la vârsta de 32 de ani, Nicolae Ceaușescu devine general major. Prin ordinul numărul 12 din 22 martie 1950 al Ministerului Apărării Naționale, s-a numit general major Nicolae Ceaușescu. Emil Bodnăraș, ministru apărării naționale, l-a numit pe Nicolae Ceaușescu în 22 martie 1950, la nici 32 de ani, în funcția de general major și cu funcția de ministru adjunct al apărării și șef al Direcției Politice Superioare a Armatei, fiind avansat la gradul de general major și apoi general locotenent de infanterie. Din 23 iulie 1953, generalul Ceaușescu a fost numit în funcția de prim adjunct al Ministrului Apărării Naționale. Între 23 martie 1950 și 19 aprilie 1954, a fost ministru Forțelor Armate cu rangul de general major, ulterior general locotenent. Timp de 8 luni, Nicolae Ceaușescu a urmat cursurile Academiei Militare din țară. În plus de 2 ori pe săptămână, primea și lecții particulare de geografie și topografie militară. A fost trimis la școală și în fosta URSS. În 1951 și 1952, câte 2 luni succesive pe an, s-a școlit la Academia Militară Mihail Frunze din Moscova. Generalul Ion Coman spunea: dar vă rog să rețineți că Ceaușescu, Sălăjean, Rotaru, care era șeful cadrelor, Eftime, Virgil Trofin și alții au făcut timp de 8 luni de zile un curs academic. Acesta dura de la ora 8 la 14 de luni până vineri la Academia Militară. Deci acești oameni au căpătat cunoștințe militare atât cât se putea în 8 luni de zile. Dintre toți, numai Ceaușescu a învățat peste program. În fiecare marți și joi socotite zile scurte, când cursurile țineau până la ora 14 după amiaza, tânărul general rămânea în minister. Împreună cu colonelul Răducu, studia geografia și topografia militară. Astăzi vorbim despre un subiect foarte interesant, ce grad avea Nicolae Ceaușescu în armată. În 1950, la vârsta de 32 de ani, Nicolae Ceaușescu devine general major. Prin ordinul numărul 12 din 22 martie 1950 al Ministerului Apărării Naționale, s-a numit
general major Nicolae Ceaușescu. Emil Bodnăraș, ministru apărării naționale, l-a numit pe Nicolae Ceaușescu în 22 martie 1950, la nici 32 de ani, în funcția de general major și cu funcția de ministru adjunct al apărării și șef al Direcției Politice Superioare Armatei, fiind avansat la gradul de general major și apoi general locotenent de infanterie. Din 23 iulie 1953, generalul Ceaușescu a fost numit în funcția de prim adjunct al Ministrului Apărării Naționale. Între 23 martie 1950 și 19 aprilie 1954, a fost ministru Forțelor Armate cu rangul de general major, ulterior general locotenent. Timp de 8 luni, Nicolae Ceaușescu a urmat cursurile Academiei Militare din țară. În plus de 2 ori pe săptămână, primea și lecții particulare de geografie și topografie militară. A fost trimis la școală și în fosta URSS. În 1951 și 1952, câte 2 luni succesive pe an, s-a școlit la Academia Militară Mihail Frunze din Moscova. Generalul Ion Goman spunea: dar vă rog să rețineți că Ceaușescu, Sălăjean, Rotaru, care era șeful cadrelor, Eftime, Virgil Trofin și alții au făcut timp de 8 luni de zile un curs academic. Acesta dura de la ora 8 la 14 de luni până vineri la Academia Militară. Deci acești oameni au căpătat cunoștințe militare atât cât se putea în 8 luni de zile. Dintre toți, numai Ceaușescu a învățat peste program. În fiecare marți și joi socotite zile scurte, când cursurile țineau până la ora 14 după amiaza, tânărul general rămânea în minister. Împreună cu colonelul Răducu, studia geografia și topografia militară.